Oameni buni, să vă fie ziua bună și viața așa cum o meritați. Să vă fie luminată viața. Este Vinerea Mare, Vinerea Patimilor. Să ne cutremurăm și să ne revenim după aceea, poate. În urmă cu un an de zile am scris câteva gânduri pe care vi le voi împărtăși acum. Cu îngăduința dumneavoastră și a invitatului pe care vi-l voi prezenta imediat. Am spus așa, acum când omagiem patimile Domnului Iisus Hristos, spre a ne bucura de miracolul învierii, se cuvine ca să ne îndreptăm gândurile noastre de recunoștință divinității. Să abandonăm trufiile, să cerem iertare și să iertăm. Să-i căutăm astăzi pe cei pe care mâine, îndoliați poate, îi vom regreta tardiv. Și apoi, ca într-o rugăciune nouă, să-i căutăm în gândul abandonat pe cei plecați la stele. Să le mulțumim și să le spunem că n-au trecut pe aici degeaba și că nu i-am uitat. Să ne luminăm sufletele cu o doză de normalitate. Să exersăm cuvincios dragostea dintâi, dragostea de viață. Să ne spălăm rânjetele cu un zâmbet și cu o îmbrățișare. Să ne bucurăm pentru că Hristos a înviat. Și nu în ultimul rând, pentru că în cele ce urmează voi tăcea, eu vă doresc sărbători cu lumină în suflete. Astăzi avem bucuria să intre în casele dumneavoastră Părintele Stelian Manolache, părinte doctor, doctor și în cele creștinești și în cele culturale și așa mai departe. Este o bucurie. Părinte Manolache, vă mulțumesc din toată inima pentru că ați acceptat invitația mea într-o perioadă atât de importantă pentru noi. Vă mulțumesc. Doamne ajută! Doamne ajută, doamna Felicia! Vă mulțumesc din suflet pentru această invitație, pentru că vom putea dialoga și vom putea să sensibilizăm, să ne aducem aminte, să rememorăm ceea ce a adus creștinismul prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, cum ne-am folosit și cum, din păcate, nu ne-a ridicat de la înălțimea modelului Mântuitorului Iisus Hristos. Și mă bucur că ați început cu aceste gânduri care le-ați lăsat să curgă, duse de mâna Comdeiului. Și înainte de a începe acest periplu spiritual, religios, vreau să vă spun, bine v-ați întors. Vă mulțumim frumos, Doamne ajută. Și mă bucur sincer pentru că am avut și sperăm că vom avea în viitor frumoase proiecte, pentru că nimic nu se face dacă nu se pornește cu o relegare, cu o rugăciune, cu ceva care te raportează la ceva, sau mai bine zis, la cineva despre care îmi vorbim astăzi. Dacă avem binecuvântarea dumneavoastră, poate că Dumnezeu ne va ajuta și mai ales colegii mei merită să fie bine și sigur că da, telespectatorii în primul rând sper să ne suporte și să, da, să ne întoarcem la această perioadă. Este cutremurător. Părinte, eu am o preocupare și anume aceea, au trecut 2000 de ani de la jertfa Domnului Iisus Hristos pentru mântuirea noastră. Și mă întreb, privindu-ne pe noi toți, am senzația că am involuat, nu am evoluat. Ce se întâmplă cu noi? Pentru ce s-a jertfit
Domnul Iisus Hristos. Îmi place această provocare a întrebării care încearcă să aducă și lumină, dar aduce fără să vrem și partea aceasta de umbră care ține de libertatea omului la urma urmei. 2000 de ani. 2000 de ani în care, într-adevăr, Mântuitorul Iisus Hristos, pentru prima dată în istoria omenirii, aduce ceva nou. Și noutatea aceasta este și față de celelalte religii, dar și față de omul religiilor. Și pentru că suntem în această perioadă, vreau să vă spun un lucru. Prin venirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos în lume, se produce o desfermecare a magicului de până atunci. Mântuitorul aduce și încheie șirul jertfelor sângeroase până la el, cu un nou tip de jertfă care va începe de acum încolo. O jertfă nesângeroasă, dar până atunci el și în el trebuie să se recapituleze și să se ducă la bun sfârșit planul acela lui Dumnezeu de restaurare a firii umane, pentru că prin Adam noi am pierdut ceea ce era mai nobil în sensul de lucrare întru Dumnezeu, întru bine, adevăr și frumos, și prin libertatea pe care am avut-o noi putem să ne alegem cele două căi pe care putem să mergem, a binelui sau a răului. Omul care era chipa lui Dumnezeu nu mai dorește din clipa căderii să fie nemuritor așa cum i-a spus Dumnezeu, ci vrea să fie un alt fel de nemuritor, aducând un nou tip de gândire. Nu gândirea aceea care te construiește când îți spune mama și tata în dialog cu tine, prin dialogul acela de tip și-și. Să fim împreună, să te duci mai departe, să duci chipul părinților și strămoșilor tăi, ci alege ce vrea el să fie, printr-o gândire dialectică, unde pune gândirea aceasta de tip raționalist, sau așa, sau așa, sau așa, sau așa. Și noi cum am ales, Părinte? Deci, îmi place iar și această întrebare, pentru că de la tipul acela de dialog și cu divinitatea întru bine, adevăr și frumos, după alungare, am ales această gândire de tip dialectic, separator, ca apoi Dumnezeu să-l ajute pe om prin vocile profeților, prin scrierile lor, și în zilele mai de pe urmă, cum se spune în Evanghelia către evrei, în zilele mai de pe urmă Mântuitorul să vină El, deci Dumnezeu să-și trimită pe Fiul Său ca să restabilească acest nou dialog prin noul Adam care se regăsește Mântuitorul Iisus Hristos. Dacă Adam, prin ascultare, a adus moartea, de toate felurile, sfârșind cu moartea, mă scuzați, moartea aceasta fizică, Mântuitorul Iisus Hristos se face ascultător până la moarte, oferindu-ne de data aceasta nemurirea. Și ceea ce aduce Mântuitorul, spuneam, în plus față de celelalte religii, pentru că și celelalte religii mărturiseau nemurirea sufletului, Mântuitorul aduce învierea și a trupului. Trupul acesta pe care, uitați, și dumneavoastră l-ați condamnat și pe bine din anumite privințe despre care vom discuta. Părinte, dați-mă, trupul acesta pe care îl hrănim, îl încălzim, îl răcorim când suntem încinși, îl spălăm, îl afișăm cu trufie adesea, este veșmântul pe care îl lepădăm când vom pleca. Și până la înviere, până la a doua înviere, nu cumva ținem prea mult la acest veșmânt, Părinte, în detrimentul spiritului. Așa s-a și întâmplat, pentru că, zicea Părintele Arsenie, după căderea aceasta în păcat, oamenii au început să devină unii mai mult suflet în trup și alții mai mult trup în suflet. Dar problema este următoarea. Noi, cei care suntem creștini, nu privim ca și gândirea filozofică veche, unde trupul este o închisoare,
ci noi o privim acest trup ca și templu al Duhului Sfânt, pe care putem să-l transfigurăm prin noul mesaj al Mântuitorului nostru, care după înviere, după coborârea la iad și în această zi mare de vineri, începe un nou proces al unei reîncopcieri la adevăratul bine, adevăr și frumos, și Mântuitorul ne spune după înviere, cum a spus și dumneavoastră, trupul acesta care era al păcatului devine în lumină și el ne spune un lucru. Bucurați-vă, căci moartea a fost zdrobită cu moartea premoarte călcând și celul din morminte viață dăruindu-le. Acest trup al nostru te poate duce și în ispită, dar te poate duce și la libertate. Noi nu mai facem acea distinție, nu mai facem acea rupere, mai bine zis, acel hiatus între trup și între suflet. Amândouă încercăm să le aducem la ceea ce a fost creația unică a lui Dumnezeu. Acest lucru îl face Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Noi, ce facem din păcate, este într-adevăr de a merge mult și după trup. Și de la gândirea aceea de tip și, la gândirea aceasta de tip sau, am ajuns în zilele mai de pe urmă, foarte interesant, cel puțin de după 1517, să alegem o altă gândire, deci nici așa, nici așa. Mergem către nihilismul secolului 20-21. Și acum este marea provocare și este o luptă fantastică în subteran aceasta. Ce fel de om vrem noi să promovăm în viitoarea societate postmodernă? Un om al... Mă iertați numai o secundă. Am o rugăminte la bunii mei colegi, un pahar cu apă pentru părinte. Am omis acest aspect. Vă rog să mă iertați. Vă rog să mă iertați. Da, continuați. Sper dorim, că m-au auzit. Dorim un om al economicului, cu toate problematicile care sunt, sau un om ecumenic al responsabilității tradițiilor care sunt folositoare pentru noi fiecare. Mai departe, încercăm să răspundem la această problematică, pentru că prin învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos ni se aduce și învierea noastră. Este perioada când ne pregătim prin post, prin rugăciune, ne pregătim în această perioadă să fim mai buni, cum a spus dumneavoastră, și să lăsăm și să uităm, la urma urmei, că nu luăm din această lume nimic. Luăm cu noi faptele cele bune, luăm cu noi prietenia și tot ceea ce este frumos. Da, mulțumim frumos, mulțumim Dănuț, Dănuț Lungu ne-a adus un par cu apă, da, mă iertați, ar fi trebuit să fie pregătit, am omis, mă iertați, vedeți, am empatie, da, empatia, mulțumesc frumos Dănuț, mie nu-mi trebuie, pentru că vorbesc și pe uscat, nu este nicio problemă. Părinte, mă gândesc la, tot vorbeam de trup, pe de o parte, la faptul că îl mutilăm în ultimii ani, mai ales noi femininele, nu este cazul meu, pentru că eu am vârsta de 118 ani și nu mai este cazul, nu mai am ce să îmbunătățesc, este prea târziu pentru mine. Mă gândesc la tinerele doamne, la feminine în general, la mutilarea trupului. Oare ce-o fi zic în Dumnezeu când ne vede așa injectați, mutilați? În fine, știți, nu continuu pentru că am adjective grele și nu este cazul astăzi cu un astfel. Hai să fim buni. Păi să fim buni, dar ce facem din trupul pe care ne-l corect. A dat? Vedeți? Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat ceva deosebit care se numește și templul al Duhului Sfânt. Templ. Astăzi mi-au venit la spovedanie multe persoane, dar două persoane m-au pus pe gânduri. Ei. Și vorbind de această mutilare, a venit o fetiță de 19 ani. Ce frumos ați spus, o fetiță de 19 ani. Dar machiată, avea și ceva pus prin păr, foarte modernă, de parcă s-ar fi dus la discotecă. M-am uitat cu drag la ea pentru că a avut curajul să vină la biserică.
Și aveam două posibilități. Sau să fiu mai aspru pedagogic, sau să încerc să mi-o fac prietenă. Și am întrebat-o. Tu la nuntă cum te duci îmbrăcată? Așa e, sau părinte, cum să nu mă duc? Foarte frumos, și a zis, fii atent aici. Și la biserică este o nuntă. Dar la nunta aceasta nu este nevoie să aduci un apanaj al exteriorului, care la urma urmei este ceva care încearcă să acopere poate anumite deficiențe pe care nu le ai, pentru că ești o fată drăguță, și încearcă să dea o altă perspectivă personalității tale. Și a zis, părinte, dar să știți că nu mi-a spus nimeni. Și am zis, Doamne, ce bine am făcut că nu m-am legat, cum se leagă mulți dintre colegii mei, de omul care vine în biserică, că poate să ducă la biserică o femeie îmbrăcată cu pantaloni și eu să mă gândesc că uite cum se comportă. Și am spus, fata, tati, te rog frumos, eu îți dau voie să te împărtășești, dar te rog, altă dată, nu mai veni așa. Și a zis, părinte, vă mulțumesc, mi-am făcut o prietenă. Pentru că frumusețea aceasta, cum a spus și dumneavoastră, o avem și noi, dar prin libertatea pe care o avem, cred că suntem oarecum educați, din păcate. Este o anumită educație și pot să spun un minus educațional. Suntem deformați cumva, părinte. Un minus educațional. Un minus. Un minus educațional. Depinde de educație, doamna Felice. Și cazul celălalt. Mi-a spus că dumneavoastră aveți o anumită vârstă. Știți cum socotesc eu vârsta la doamnele de la o anumită vârstă? De la suta de ani încoace, așa că sunteți domnișoară pentru mine. Doamna Felice. Sunteți drăguț, vă mulțumesc frumos. Sunt străveche, părinte. O, avem nevoie de valorile acestea, doamna Felice. A venit o doamnă care m-a așteptat să facem ce avem noi de făcut. Dar la o vârstă foarte înaintată. Avea 28 de ani de la încoace. Vă dați seama ce vârstă avea. Era și ea domnișoară. Dar foarte modernă, rujată, cu unghii făcute. Rujată. Și am întrebat-o, doamnă dragă, uitați, mai am ceva de lucru. Părinte, dar trebuie să mă spovedești și pe mine. Și am zis, măi, totuși a venit și ea la biserică. Haide să o primești și să vorbim. Și m-am contrimurat, doamna Felicia, pentru că nu știm ce putem să ajungem fiecare dintre noi în viață. Nu. Doamna aceea mi-a spus, părinte, știți, mi-ați îngropat băiatul în urmă cu 4 ani și, părinte, parcă nu mai sunt normală. Atât de tare m-a impresionat și a zis, părinte, încerc să mă agăț de viață. Și am spus, dar nu de viața aceasta. Leagă-te de viața aceea frumoasă, ziditoare, care te transfigurează din interior. Și îmi vin în minte vorbele acelea deosebite ale foștilor mei profesori, mari profesori, cum este, de exemplu, Ilie Moldovan. Zicea când fetele acestea curate, că vin să se spovedească, sunt boboci de trandafir. Sunt roșii la față pentru delicatețea sufletului lor, pentru rușinea atunci când li se spune poate și un cuvânt. Dar de aici începe ce a spus dumneavoastră, nu atâta deformare. O deformare datorită minusului acelui educațional, când încercăm să fim mai mult trup decât suflet. Dar ne revenim. Și asta m-am bucurat. Și pe dânsa am spovedit-o și am împărtășit-o, vă spun, și mi-a spus, părinte, altădată nu o să mai vin rujată și nu o să mai vin cu unghiile făcute la biserică. Și am spus, așa să faci. La biserică te duci la întâlnirea, nu cu preotul. Milele. Cu milele. Cu Iisus, da, Hristos. Cu Domnul Iisus. Pe cum să te duci sulemenit, cum să te duci spoit și cu trupul mutilat. Nu este un păcat. Este un păcat. Dar nu am eu calitatea să fac aceste sublinieri sub nicio formă. Mă doare doar când văd trupuri mutilate și la exterior, și la interior. Haideți să vă spun ceva interesant, doamnă. Vă rog, totul este interesant din ceea ce spuneți dumneavoastră. Dacă stau și mă gândesc acum după 1989,
cum suntem noi, societatea românească? Să vă spun câteva lucruri care pe mine m-au frapat, da. Lucruri și bune și rele. Înainte de toate, vreau să vă spun un lucru. Casa reprezintă un univers pentru fiecare dintre noi. Da. După 89 s-a întâmplat un fenomen. Ce am observat eu mergând în casele multor oameni? Au început să-și grăvească casele în alb în interior. Am zis, este un lucru bun. Se dorește ca ceva să apară. Interesant observație. Foarte interesant. Doi. Am observat că până atunci nu erau icoane în casă. Doamna Felice, acum, să întrebați și când aveți discuții cu colegii mei preoți, nu există casă care să nu aibă cel puțin o iconiță. Și foarte frumos, în dormitor, există Măicuța Domnului și Mântuitorul Iisus Hristos. E bine? Este foarte bine. În dormitorul matrimonial e bine? Da. Da? Este bine e să bine? Fie așa ceva. Vreau să vă spun ceva. Dragostea dintre bărbat și femeie, dintre bărbat și soție, nu este ceva imoral. Totul ține de dragoste adevărată, nu este eros. Erosul ține de senzualitate, de sexualitate, de ceea ce a spus noastră, de ieșirea în evidență a trupului. De pofte păcătoase. De pofte. Dar creștinismul are partea aceea de agapi. Unirea dintre bărbat și femeie este act dumnezeiesc pentru că duce la urmașii urmașilor noștri. Trei, ce mi-a plăcut foarte mult. După această perioadă, fiecare în funcție de stadiul lui de cultură, de civilizație, a început să-și facă acest univers numit casă, după posibilitățile și după idealul fiecărei familii. Și au început să apară și diferitele culori și foarte interesant, culori care sunt calde. Nu am văzut ca culorile... sufletul român. Da. În străfundurile noastre, românii au rămas și vor rămâne un popor credincios pentru că suntem în grădina Maicii Domnului. Puține case am văzut în care să iasă în evidență culorile acestea precum roșu, care duce la altceva. Și apoi, vreau să vă spun, oamenii sunt mult mai atenți din toate punctele de vedere și al religiosului la factorul acesta numit instituția bisericii și au foarte mare încredere în ea. Cu toate că suntem, se spune, și adevărat și în Constituție, un stat laic în care se încearcă și anumite lucruri destul de negative și am avut cu învățământul religios. Doamna Felicia, s-a spus despre noi că s-a făcut fel de fel de presiuni, că s-au făcut fel de fel de lucruri. Vreau să spun, românii au luptat și numărul mare, procentajul știți cât a fost, românii doresc ca copiii lor să fie educați pentru că își dau seama în spirit religios. Și vreau să spun, nu prin latura aceasta a ortodoxiei și a ortodoxiei, a valorilor creștine, au fost peste 90%. 90%! Seamnă zice ceva. Mai avem o șansă. Întotdeauna există o șansă. Și în ceasul 12. Și m-a bucurat apoi încă un lucru. La noi, cel puțin, la Sfinți Arhanghel, nu vă mint, și cei care mă văd acum poate să confirme, doamna Felicia, noi împărtășim între 20 și 30 de minute copii. A venit mitropolitul nostru, doctor Laurențiu Streza, și a spus, măi, ce de copii aveți voi aici? Atâta timp cât părinții își duc copiii la biserică, le sunt modele, înseamnă că Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne hrănește prin Sfintele Taine, prin jertfa aceea nesângeroasă pe care o avem fiecare dintre noi. Aoleu, mai avem 3 minute, așa spune domnul așa de repede. Regizor, da, lungul. Da, facem așa de repede, da.
Din păcate, mai facem. Cu îngăduința dumneavoastră vă mai aștept și cu alt prilej. Pentru că, de fapt, au mai rămas doar 2 minute. N-am atins niciun subiect din astea de aici, doamna Felicia, dragă. Dar n-am atins, din păcate. Din păcate. Eu vă mulțumesc din toată inima și am rugămintea călduroasă în aceste 2 minute câte au mai rămas să le transmiteți un gând telespectatorilor noștri și, de ce nu, o povață, pentru că aveți calitatea fiind preot. Aveți această calitate să ne dați o povață pentru aceste sărbători și pentru mereu. Înainte de toate vreau să vă spun un lucru. Este o sărbătoare a bucuriei, a învierii. Noi nu ținem aceste sărbători pentru a ne giftui cu mâncare. Ce Noi bine. Suntem în această sărbătoare oamenii unde putem să ne întâlnim părinții cu copiii, prietenii cu cei pe care îi iubesc. Să nu uitați un lucru. Tot ceea ce se întâmplă în această lume este după un plan al lui Dumnezeu. Să ne rugăm să fim răbdători, să ne rugăm să fim mai buni și această înviere a Mântuitorului nostru Iisus Hristos să ne dea nu numai înțelepciune, ci și fapte bune, pentru că omul nu este numai cuvânt. Oamenii pot să vă înșele prin cuvinte, dar faptele lor vorbesc și faptele sunt cele mai bune și din tot sufletul vă urez, Hristos a înviat. Doamne ajută! Părinte, vă mulțumesc din toată inima. Părerea de rău este, cred că și a telespectatorilor, că această ediție s-a încheiat, dar cu îngăduința dumneavoastră vă mai așteptăm și cu alt prilej. Cu toate dragostea. Sărbători cu bine și dumneavoastră. Doamne ajută! Oameni buni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc din toată inima, vă doresc sărbători cu bine, sărbători cu minți, cu tihnă, să vă tihnească, să vă fie bine, să aveți lumină în suflete, în case și Dumnezeu să ne ajute pe toți să-i mulțumim Domnului Hristos pentru jertfă și Tatălui și Fiului, cum se spune. Vă mulțumesc din toată inima, vă doresc tuturor sănătate, sărbători cu bine și nu uitați, aveți grijă de cei de lângă dumneavoastră, de cei sărmani, vă rog frumos, dar cu discreție și cu cumințenie. Vă mulțumesc, sărbători cu bine, Hristos a înviat, Doamne ajută!